Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Am văzut că foarte, foarte, foarte multă lume îmi lasă mesaje. Fă un video despre acel fiscal, despre ce acte ai nevoie atunci când cumperi o mașină. Actele de care aveți nevoie atunci când cumpărați o mașină. Actele pe care trebuie să le faceți pentru a putea cumpăra mașina și a o înscrie numele vostru. Ok, începem cu un contract de vânzare-cumpărare de la o mașină mai veche. Este vorba despre un Suzuki Grand Vitara pe care l-am cumpărat cu 4500 de lei, așa, aproximativ 1000 de euro, și l-am vândut cu 1700. O să vă explic pas cu pas cum am cumpărat mașina și cum am vândut-o și ce acte am făcut și la vânzare și la cumpărare. Ok, un contract de vânzare-cumpărare între vânzător și cumpărător. Vânzătorul care mi-a vândut mie Suzuki Grand Vitara. Pe acest contract de vânzare-cumpărare se pune fiscalul de la primărie sau de la taxe și impozite. Fiscalul fiind ștampilă, semnătură și aceste date pe care le pune cei de la taxe și impozite. Date care confirmă că voi nu aveți datorii către statul român sau la taxe și impozite. În caz că aveți datorii mici și nu foarte mari, puteți să faceți un angajament de plată la taxe și impozite și la fel puteți să scoateți fiscalul și să vindeți mașina. Bun, prima dată se face contract de vânzare-cumpărare, simplu, fără aceste ștampile. Se face la sedii de broker, de exemplu, sau puteți să-l faceți la notar. La notar costă mult mai mult și ar fi inutil să-l faceți acolo când puteți să-l faceți cu 50 de lei. Și după aceea, persoana care vinde mașina trebuie să meargă cu acest contract de vânzare-cumpărare, să scoată mașina de la taxe și impozite, adică să pună ștampilele și datele acestea. După aceea, el îmi dă mie contractul și eu am 30 de zile să înscriu mașina taxe și impozite și la Registrul Român Auto. Dacă eu în termen de 30 de zile nu înscriu mașina și doar o bag la taxe și impozite, adică să-mi dea aceste date, ștampilă și semnătură, persoana care cumpără mașina de la mine, dacă vrea să o înscrie, nu poate să o înscrie dacă nu are și contractul de vânzare-cumpărare dintre primul proprietar și ăsta. Pentru că pe talon va rămâne tot primul proprietar, chiar dacă noi avem contract de vânzare-cumpărare. De ce? Pentru că dacă bagi doar actul ăsta la taxe și impozite, pe talon și pe cartea mașinii este doar primul proprietar, adică ăsta. Voi nu puteți să vindeți mașina doar dacă băgați la taxe și impozite și nu vă duceți la Registrul Român să vă treacă în talon. Ca să înscrii mașina asta pe numele tău, ai nevoie de 3 exemplare din astea. O copie după certificatul de înmatriculare al mașinii, o copie după cartea mașinii, așa, copie după buletin, după contractul de vânzare-cumpărare. Acolo o să-ți oprească un din ăsta și copiile. Se bagă la taxe și impozite. Ca să nu fie prea complicat pentru voi, la fel vă puteți duce la un sediu de broker și să spuneți că doriți să vă facă un dosar pentru a înmatricula mașina. Și la fel vă puteți face programare la RR tot de la sediul de brokeri. Și cu acel dosar vă duceți la Registrul Auto Român și vă înmatriculați mașina. În decurs de 2 săptămâni o să vă vină alt talon prin poștă cu numele dumneavoastră. Deci, dacă faceți chestia asta, puteți să vindeți mașina doar cu contract vânzare-cumpărare între dumneavoastră și noul cumpărător. Dacă nu faceți asta, va trebui să dați și primul contract de vânzare-cumpărare, exact cum am pățit eu la acel Peugeot 206. Pentru că în timp de 30 de zile mașina a fost vândută de mai multe ori. Eu numesc fiscal și contractul de vânzare-cumpărare pentru că cine se ocupă cu așa ceva înțelege despre ce este vorba. Ok, acum trecem la contractul de vânzare-cumpărare, adică când vinzi mașina. Ok, acesta este contractul de la Suzuki Vitara pe care eu l-am vândut. Persoană care înstrăinează, Mihailă Ștefan, persoană care dobândește. Eu am vândut Suzuki Vitara cu 1700, deci la faza asta am avut în jur de 700 de euro profit. Când vindeți o mașină, procedați la fel ca în prima fază. Contract de vânzare-cumpărare, iar eu ca vânzător trebuie să mă duc la taxe și impozite, să-mi dea datele astea, ștampilă și semnătură. După aceea îi dau contractul, actele mașinii. Atunci când vinzi o mașină, se fac 5 contracte de vânzare-cumpărare, 5 exemplare din astea. Iar eu cu aceste 5 exemplare trebuie să mă duc la taxe și impozite, să-mi pun aceste date și ștampile pe toate 5. Unul îl las la taxe și impozite, precum că eu am scos mașina de la taxe și impozite și o vând mai departe. Unul îl opresc eu și 3 exemplare din astea împreună cu actele mașinii, adică carte și talon, bineînțeles asigurare dacă are mașina, le dau noului proprietar.
Proprietarul cu actele astea trebuie să se ducă la taxe și impozite, să primească ștampilă și datele acestea aici și ștampilă și semnătura aici. După aceea, el împreună cu aceste exemplare, copii după carte, după talon și talonul în original, se duce la Registrul Român Auto, își înscrie mașina pe numele lui și așa mai departe. Deci, cam așa se procedează atunci când cumperi o mașină. Și certificatul fiscal nu este nimica decât o ștampilă, niște date și o semnătură, care se pune pe contractul de vânzare-cumpărare. Niciodată să nu cumpărați o mașină doar cu contract vânzare-cumpărare și semnătură dacă nu conține aceste ștampile. În cazul în care nu le conține, înseamnă că proprietarul nu vă poate scoate fiscal și mașina nu o puteți înscrie pe numele dumneavoastră. Dacă vreți, o să vă fac și un episod în care vă explic cum să matriculați o mașină adusă de dincolo, ce acte vă trebuie și ce trebuie să faceți pentru a o înscrie pe numele dumneavoastră. Exact cum am procedat eu cu această Bora. Bora am cumpărat-o din Austria și am înmatriculat-o în România. No. Bun. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, un dislike, bineînțeles. Și până data viitoare, v-am pupat. Bye, bye!